Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 4 din testul de antrenament 3 pentru evaluare națională 2022. În vederea unei recapitulări la final de clasa a 6, a 7, -a, respectiv, în vederea pregătirii elevilor clasei a 8 -a pentru susținerea examenului de evaluare națională, Vom rezolva această problemă și vom trece în revistă teoremele pe care le implică rezolvarea ei. Astfel, problema spune că în figura alăturată este reprezentat triunghiul echilateral ABC cu latura de 12 cm. S este mijlocul lui BC, iar D este simetricul lui B față de AC. Q este punctul de intersecție al lui DS cu AC. La punctul A trebuie să determinăm perimetrul triunghiului ABC. De fapt, să arătăm că acesta este egal cu 36 de centimetri. Știind că triunghiul ABC este echilateral, putem afirma faptul că laturile AB, AC și BC sunt congruente. Așadar, perimetrul triunghiului ABC este egal cu de 3 ori AB, adică 3 ori 12, 36 de centimetri. La subpunctul B al problemei trebuie să determinăm lungimea segmentului DQ. Vom pleca de la definiția simetricului unui punct față de o dreaptă. Știm că D este simetricului lui B față de AC, Asta înseamnă că BD și AC sunt perpendiculare. Vom nota punctul lor de intersecție cu P. P este mijlocul lui BD. Însă, BP fiind perpendicular pe AC și triunghiul ABC echilateral, înseamnă că P este și mijlocul lui AC. Drept urmare, Patrulaterul ABCD este paralelogram. Deci, AD și BC sunt paralele. S este pe BC, deci și AD cu SC sunt paralele. În concluzie, triunghiurile AQD și CQS sunt asemenea. Avem raportul de asemănare: AD, AD pe SC egal cu DQ pe QS. AD este egal cu BC, are lungimea 12 cm, SC este jumătate din BC, are lungimea 6 cm unim A cu S și obținem astfel mediana AS a triunghiului echilateral ABC. Dacă AS este mediană în triunghi echilateral, în triunghi echilateral înseamnă că este și înălțime, adică AS e perpendicular pe BC. Dar BC este paralel cu AD, deci AS este perpendicular pe AD. În concluzie, triunghiul SAD este dreptunghic. Putem aplica teorema lui Pitagora și obținem că SD pătrat este egal cu AS pătrat plus AD pătrat. AS este înălțime în triunghi, echilateral, deci are formula latura radical din 3 pe 2, adică 12 radical din 3 pe 2, 6 radical din 3 centimetri. Înlocuind, vom obține că SD este egal cu radical din 144 plus 108, adică radical din 252, 6 radical din 7 cm. Ne întoarcem la raportul de asemănare pe care îl notăm cu 1. Deci, dacă înlocuim acum în 1, vom obține că 12 pe 6 este egal cu. DQ pe care trebuie să-l aflăm, supra QS. Facem o proporție derivată, deoarece noi îl știm pe SD. Deci, 12 supra 12 plus 6, adică 18, este DQ supra DQ plus QS, adică DS, 6, radical din 7. De aici îl vom scoate pe DQ care este egal cu 12 ori 6 radical din 7 pe 18. Efectuăm simplificările și obținem 4 radical din 7 cm și astfel am aflat pe DQ. Aceasta a fost problema 4 din testul 3 de antrenament. Vă doresc mult succes în continuare și ne vom revedea să rezolvăm împreună și alte probleme. La rivedere!